Domnul Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, anunța ieri că ne pregătim de o moțiune de cenzură. Când ar putea fi depusă această moțiune până de cenzură? În această sesiune. În această sesiune, asta însemnând până în iulie? Până în iunie. Până la sfârșitul iulie. Lunii iunie va fi o moțiune de cenzură. Motive, iarăși vă spun că avem în fiecare zi, ne furnizează această coaliție de dreapta motive suficiente pentru a depune o moțiune de cenzură absolut în fiecare zi, și aceasta legată de pandemie va fi probabil principalul motiv. De ce nu în această perioadă? Că motive sunt, înțeleg, da, pentru a depune o moțiune de cenzură acum. De ce nu acum? Pentru că încercăm să avem și voturile necesare ca o moțiune de cenzură să treacă. Deci vă așteptați voturi de la PNL și USR Plus? Întotdeauna încercăm, întotdeauna dialogăm, întotdeauna vedem atitudinea foarte multora dintre cei care sunt astăzi în Parlament și care în dialogul personal își exprimă nemulțumire. Atât la PNL cât și la USR va fi organizat un congres pentru alegerea unei noi conduceri. Se bazează PSD oarecum și pe faptul că, nu știu, în perioada aceea se vor crea tabere, da, atât la PNL cât și la USR, să strângă voturi pentru moțiune de cenzură? Moțiunea de cenzură oarecum? Este un exercițiu democratic, dar mai mult decât atât, astăzi este o necesitate, pentru că lucrurile nu merg deloc bine. Guvernarea suferă foarte tare din această luptă care există în interiorul partidelor și între partidele care sunt astăzi în arcul guvernamental, iar toate acestea adunate ne costă pe noi. Vă dați seama că 70 de zile două ministere n-au putut fi separate pentru că doi miniștri, unul de la PNL, unul de la USR Plus, se certau? Sau vedeți că măsurile pentru cei care lucrează în agricultură nu au fost luate? Seceta este o altă realitate pe care o trăim. Și agricultorii nu au primit niciun sprijin. Și pot să vă dau exemple numeroase în toate domeniile de activitate, începând cu sănătatea, învățământul, economia, agricultura și continuăm. Moțiunea de cenzură ar putea să fie atât de stufoasă, pentru că ne-au furnizat atât de multe argumente, încât doar este mai complicat să ne gândim, să sintetizăm ce să spunem în moțiunea de cenzură decât numărul de fapte rele pentru români pe care le-au făcut acești guvernanți.